Ce bă că zic ăștia că facă drecă pe toate site-urile, că transferul momentului la FCSB. Luca Zima, frație, bine, se vorbea despre băiatul ăsta că o să vină la noi portarul lui Petrolul. Pentru cei care nu sunteți la curând cu știrile care cutremură România în fotbalul modern din România, în Superliga, în Umeriga, lăsând Caterinca la o parte, băiatul ăsta, nu l-am urmărit, acum nu știu cine l-a vrut la noi. Bine, nu o să fie titular, o să fie rezervă, pentru că pleacă Vlad și va fi rezerva lui, lui Târnovano, fraților, Luca Zima. E născut în Hradeț, Kralove, în, în Cehia, are 1,97, 30 de ani, e născut pe 9 ianuarie 1994. Și haideți să vedem și noi CV-ul băiatului, care a început junioratul chiar acolo în orașul natal, la Hradeț, Cralove. A mai jucat la Slavia Praga, la Genoa, la Regiana, fraților, la Veneția, la Mantova, la Perugia, la Livorno. E vorbitor de limbă italiană, băiatul, la Venlo, sezonul 2021-2023, ca să ne rezumăm mai aproape de, de realitate, nu acum 7 80 ani. Da, iar acum, în prezent la petrolul, mâine am înțeles că va semna 270.000, fraților, a plătit Gigi pentru, pentru Luca Zim. Bă, am mai jucat și la, la Naționala de Tineret a Cehiei, începând de la U16 până la U21. A jucat la toate, la toate categoriile de, de vârstă pentru Cehia. Da, bă, acum știți cum sunt eu. Când vine cineva la noi, nu prea laud că așa am stă mie în, în fire să facă. Na, aici pe TikTok să mai faci și o caterincă, să mai bat și bățul prin gard, să mai... Dar nu foarte serios, acum... Uh, în urmă, cu vreo lună de zile, nu știu, a jucat petrolul parcă cu UTA sau nu mai știu. B a luat băiatul ăsta niște goluri uh, ca la județ, frate. Sau, nu știu, o fi juca și el pe la Superbet, pe la, asta, pe la Betano, vreun bilet. Bă, s-a aruncat ură de tot după el să mă iertă băiatul dacă poate vede clipul ăsta, cine știe unde ajunge clipul, dacă ajunge, dacă devenim virali cu acest clip minunat. Da, nu știu, bă, Luca, ce ai făcut acolo, dar nu prea se vede bine. Se vede urât viața mea ce ai făcut pe acolo. În fine, sperăm să aibă evoluții bune la noi. Da. Vedem acum, bă, fraților, nu, na, un portar și rezervă. Adică, bă, ăștia, dacă nu am zis, hai mă frate să fac și eu știrea, că în prealabil n-am vrut să, să, dau drumul la cameră să, să, fac știrea asta, pentru că e și o știre mai veche, se știa că e dorit de noi, dar acum e, e, oficial, mâine, mâine semnează și sperăm să fie într-un ceas bun să, să aibă evoluții, dacă va prinde loc de titular, cine știe, poate dacă Turnova nu va avea evoluții bune în, în Europa cel puțin și, și în campionat, probabil, cine știe, peste un an, doi, va pleca și el, pentru că îi va fi timpul, da. Așa e, fraților, nu poți să stai, dacă prinzi o ofertă bună, trebuie să o accept pentru viitorul tău, pentru familia ta și știi și voi cum e. Bun, cam asta e, e oficial... Doamne ajută, forța steaua că ne trebuie forță, fraților, la ce urmează. Stați liniștiți deocamdată că e nebunie, de duminică încolo jucăm tot la trei zile. Hai, Doamne ajută, m-am pupat.